Uniunea Europeană vrea să-și mărească investițiile în infrastructură pentru a rivaliza economic și politic cu China. Ursula von der Leyen a prezentat ieri măsura numită Global Gateway în discursul său anual privind starea Uniunii Europene. Teodora Tănase, editor al Evnews, a urmărit declarațiile șefei Comisiei Europene și vine cu toate detaliile. Teodora, ce face Uniunea Europeană, de fapt, prin această măsură? Prin această măsură, Mihaela, Uniunea Europeană vrea să creeze legături în întreaga lume și nu să creeze dependențe, după cum spune Ursula von der Leyen. Aceasta face referire la preocupările capitalilor G7 cu privire la influența pe care China a căpătat-o după cunoscutul plan de infrastructură, drumuri și centuri. Această inițiativă va oferi țărilor cu venituri mici finanțare, dincolo de proiectele de infrastructură care constituie pilonul Chinei. Mai are Uniunea Europeană un plan legat de China? Comisia va propune, de asemenea, interzicerea vânzărilor de produse realizate prin muncă forțată pe piața Uniunii Europene. Măsura vine în urma unor afirmații repetate conform cărora China forțează mii de uiguri și membrii ai altor grupuri minoritare să lucreze în diferite părți ale țării. Să nu uităm că nici anul acesta Statele Unite au colaborat cu Uniunea Europeană, Canada și Marea Britanie pentru a impune sancțiuni oficialilor chinezi tocmai pentru acest lucru. Iar anul trecut, Uniunea Europeană a semnat un acord cuprinzător privind investițiile cu Beijing, cerând Chinei să furnizeze o foaie de parcurs pentru implementarea convențiilor internaționale împotriva utilizării muncii forțate.